Vă salut, dragi prieteni și youtuberi. Ce avem noi pe masă? Probabil îl știți. Masculul de la David Codeu, de bază în crescătoria mea, a rămas. Cap frumos, rotund, masiv. A plecat, într-adevăr, cel de la Tarții. S-a rămas ăsta. Avem un cui cu el astăzi. Avem femela de la 8. A fost dat acolo în colț. Nu e un cuib numeros, însă nici nu mi-l doream numeros, pentru că va fi pentru matcă. Sunt doi puișori, frumos, sănătoși. I-am văzut, sunt măricei. Așadar, avem puiuț și cu el. Un mascul cu atitudine. Un mascul bun, undeva la 8 kg. Masiv. Se vede care genă de neamț în el. Bunicul lui a luat 97 jumate în expoziție la Ulm. E un mascul bun. Mă bazez foarte mult pe el sezonul viitor. Și o să tram mult, mult pe el pentru a scoate pui. Are un picior gros, calcă bine, atitudine pe masă, ureche bună, cap rotund. Nu că lau, dar așa e. Așa e. Robleană bună. Nu e un mascul deloc rău. O să lucrez cât pot de mult pe femele pentru anul viitor. Pe el și pe Popocios. Dezordonat ăsta meu. Citat. Cam atât despre el. Vă țin la curent și cu el și cu celelalte exemplare. Să auzim de bine.